Astăzi, Consiliul Local din Drobeta, Turnu Severin a fost convocat pentru ședința ordinară a lunii mai. 10 de proiecte importante pentru comunitate au fost votate în unanimitate, iar fostul ministru al turismului, Elena Udrea, a rămas fără titlul de cetățean de onoare al municipiului. Ședința a avut loc în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu. În cadrul acesteia a fost aprobată numărul și cuantumul burselor pentru semestrul 2, pentru unitățile de învățământ din Drobeta, Turnu Severin. Un alt proiect de hotărâre a constat în retragerea titlului de cetățean de onoare Elenei Udrea pentru prejudicii de imagine aduse municipiului. Elena Udrea a primit titlul de cetățean de onoare al Severinului în ședința de Consiliu Local din 29 septembrie 2010 pentru faptul că a susținut proiectele europene ale Severinului și datorită fondurilor pe care a reușit să le aducă județului. Fostul ministru al turismului a fost condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. În cadrul ședinței s-a mai aprobat proiectul privind creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de transport public, inclusiv piste de bicicliști. De asemenea, s-a hotărât atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin.